Capitolul 9. Cu mânie, resentiment, ai atacat și tu? Care a fost purtarea ta? Ai găsit greșeli? Ai analizat acțiunile altora, cercetând atent cele mai mici motive și fapte ale lor? Cu alte cuvinte, partea ta întunecată a ieșit la iveală. Răspunsul tău ar putea aduce lumină asupra scopului lui Dumnezeu în a te trece prin aceste ape. Cum a fost? Nu e nevoie să-mi răspunzi dacă ceea ce ai să-mi spui te stânjenește și probabil așa e. Poți să fii mângâiat de faptul că cei mai mulți creștini nu se descurcă foarte bine când sunt răstigniți. Care este comportarea lor tipică? În mod tipic, creștinii se irită. Vin cu argumente, se apără, atacă, caută motive, vorbesc mult, se interiorizează. Cei mai mulți alimentează ranchiuna și țin aprins focul oribilelor amintiri. Vorbind foarte general, creștinii nu sunt prea creștini când sunt răstigniți. Ai recunoscut astfel de reacții la tine? Dacă da, ține cont de aceasta. Dumnezeu dorește să te aducă într-o stare dincolo de astfel de reacții. Chestiunea este de mare importanță, sau nu-i așa? Care a fost comportarea ta? Oricare ți-au fost reacțiile la răstignire, trebuie să te gândești la ele. Consolează-te cu următoarea afirmație. De-a lungul întregii istorii a creștinismului, creștinii care au reacționat cu blândețe la răstignire sunt complet anonimi. Poate nu a existat niciunul care să aibă o atitudine perfectă în fața răstignirii. Câțiva s-au comportat frumos, dar chiar și aici, cei mai mulți dintre credincioși au fost răstigniți de către păgâni, nu de creștini. A fi însă tratat cu brutalitate de frații tăi creștini pune pe orice credincios într-o situație mult mai greu de controlat. Răstignirea luată la cel mai înalt nivel este împotriva a tot ceea ce este natura umană. Fiecare credincios, pentru a vedea evenimentele așa cum le văd ochii lui Dumnezeu, trebuie să pășească dincolo de rațiune și cu siguranță dincolo de logică. Aceasta înseamnă că trebuie să pășești dincolo de părerea ta despre cum este Dumnezeu. Intri într-un domeniu care are sistemul de valori în conflict cu propriul tău sistem de valori. Îți place de Dumnezeul tău când El îngăduie să ai o casă frumoasă, o mașină bună, circumstanțe agreabile, nu-i așa? Când te lasă să-ți vinzi casa și să-ți cumpere alta, când obții o diplomă sau un loc de muncă. Dar care este atitudinea ta față de El când același Domn își dă acceptul ca piroanele să rupă carnea ta, să-ți pintece picioarele tale, să-ți fâșie sufletul? Îți mai place de El atunci? Tot așa de mult? Lasă și posibilitatea aceasta în inima ta, prin care Domnul tău să poată să dorească să ordoneze viața ta, în așa fel încât tu să înveți, să-ți placă de El indiferent de ce îngăduie El să vină peste viața ta. Este și o altă întrebare care vine chiar după. Cum am reacționat eu când am fost răstignit? A doua întrebare este, doresc eu să continui în această atitudine prezentă vis-a-vis de ce mi s-a întâmplat? Aceasta va fi starea mea? Fii conștient de faptul că mulți creștini aleg să nu fie restaurați de plin. Unii creștini, de fapt, preferă să fie răniți permanent. Ai doar două variante, vindecare și restaurare sau starea ta prezentă. Te avertizez, dacă ești vindecat, aceasta înseamnă că nu te mai ofensezi ca înainte. Unii creștini nu pot accepta un astfel de gând. Ei trebuie să se supere în continuare, să argumenteze, să își amintească. Este aceasta soarta ta? Nu va fi netipic dacă alegi să urăști în loc să fii vindecat? Reîntoarcere la inocență. Poate oare fi realizată? Dacă da, tu reușești? Dacă continui să dai vina pe alții, nu. Dacă mereu retrăiești amintirile, nu vei reuși. Dar am pierdut totul în acea răstignire. La fel au pățit și alții. Vieți, slujiri, organizații. Au fost distruse biserici, familii zdrobite, ruină totală, dezastru. Nu aceasta este problema. Problema este, vrei să plasezi răstignirea înapoi a ta. Ești dispus să vezi aceasta ca o experiență necesară și frumoasă, care avea scopul să îți aducă viață și lumină? Sau preferi să-ți hrănești durerea? Este alegerea ta să trăiești mereu în valea umbrei morții? Tu ai fost crucificat pe baza unui plan. Răstignirea ta a fost permisă și ai fost ales pentru asta. Ai fost răstignit prin voia lui Dumnezeu. Cu El trebuie să faci pace. Să-L ierți pe Dumnezeu nu e ușor, fără să vezi vreun motiv rațional pentru aceasta și totuși să accepți. Să vezi nevăzutul nu e ușor. E numai necesar.